aș vrea să vă propun ceva. Să revină PSD-ul la putere cât mai repede. Mă, fără alegeri, fără nimic, pentru binele acestei țări. Nu, nu, nu că ar conduce mai bine, păcatele mele, nu, ci pentru că, uite-mă cum ne unește pe noi PSD-ul pe rețelele sociale. Ați văzut cum a sărit toată lumea ieri când cu angajarea doamnei Dăncilă la BNR? Superb a fost, domne! Tot internetul a renăscut, toți ăștia puri, toți liberalii, toți cei de la USR Plus care se ascunseseră pe sub plăpum de rușine, au ieșit să comenteze ca în zilele bune, mă, când Ciuma Roșie era la putere și tot internetul se unise împotriva hoților și corupților și nenorociților de la PSD-ul. Și de-aia zic, parcă nu mai suntem frați așa, mă, de când e dreapta la putere. Hai, mă, să conducă PSD-ul și noi, toți ceilalți, să stăm și să înjurăm, mă, e o atmosferă mult mai mișto așa, nu? Vlad Mixici, expert în sănătate publică, vine în seara asta la Tiltoc. Să-i mai înjurați și pe alții, mă, nu doar pe mine, da? Acum, dacă privim partea plină a paharului, eu zic că e bine că doamna Dăncilă are loc de muncă. Scade și șomajul. E bine că toți foștii parlamentari și-au găsit posturi pe la tot felul de instituții. Da, nimeni nu rămâne pe afară. Se găsește, mă, se găsește o țâță de stat la care să sugă niște bani, merge și vechimea. Altfel, românii pleacă în continuare la muncă în străinătate, lăsându-și acasă copiii. Mama a plecat la muncă în Anglia de mai bine de 3 ani și reușește să o prindă la telefon numai seara. Anul trecut a văzut-o o singură dată, 2 săptămâni. Îi dau mesaj, îi spun că mi-e dor de ea, că vrea să vină acasă, că eu o aștept. Cel mai greu e că de unor vreau să vorbesc și care vrea să vorbesc cu ea. Anumite lucruri, dar că nu prea pot. Acestea sunt acele drame mute ale celor care nu sunt auziți de nimeni. Ei sunt statistică, acești copii și mulți alții, atât. Hei, dar de ce să ne întristăm? Că asta vrea poporul de la emisiune, să se râdă, nu? Deci, revenind la Viorica Dăncilă, cea care, spre deosebire de ceilalți români, și-a găsit de muncă pe salariu european în România. Adică, na, haideți să vorbim despre oamenii de succes din această țară. Asta se vrea, nu? Uite, mi-a plăcut asta. Nu pot să vă dau o sumă aproximativă, salariul este confidențial. Da, e la secret cât câștigă Viorica. Oricum, ideea e că ia pe lună mai mult decât știe să numere. Am auzit azi pe la diverse posturi, ci că vreo 16.000 de lei, așa, ad labam. Mamă, asta așa, ca să vă enervați. Revenind la loser, la cei care nu se descurcă atât de bine în viață pentru că n-au prieteni cu gulere albe sau părinți analfabeți care însă ocupă posturi bine plătite la stat. Un pic de realitate, vreți? Crudă, normal, că așa ne place nouă, crudă. 4% dintre copii au părinții plecați de mai puțin de un an, 32% de o perioadă între un an și 3 ani, 37% de o perioadă între 4 și 6 ani, 18% între 7 și 9 ani. Cele mai mari comunități sunt în județele cele mai sărace, cum ar fi cele din nordul și estul țării. În Vaslui, de exemplu, peste 3200 de copii erau înregistrați în evidențele serviciilor de asistență socială. Ce, mă? Asistență socială? Nimic, mă, nimic. Păi să le nevezi, mă, nenorociți ăștia mici. Mănâncă, ia somnul, gata, nu-și mai fac temele. Dar dacă urlă foamea în tine, stai cu ochii în cărși, ce naiba să faci? Asta a fost glumă. Da, nu, că la unele trebuie să precizez. Încă există oameni care cred că sărăcia e o rețetă pentru a reuși în viață. Doamne, nici nu vreau să-mi imaginez cum va arăta țara asta peste 10-15 ani, atunci când urmările politicilor din acești ani se vor vedea atât de clar. Sărăcie, analfabetism, familii destrămate. Nu mai zic de infracționalitate, că unde există sărăcie și înapoiere și lipsă de educație, apar toate nenorocirile. România se confruntă în acest moment cu un număr foarte mare de elevi în risc de părăsire timpurie a școlii. Și una dintre categoriile cele mai afectate
de riscul de abandon școlar este, statistic vorbind, cea reprezentată de copiii cu cel puțin un părinte plecat pentru o perioadă de minimum 6 luni. Domnul este secretar de stat la Ministerul Educației, da, cam așa se face la noi, se constată. Politicienii sunt ca medicii legiști, vin, îți iau pulsul, da mă, e mort. Tâmpeanul ăla de la educație la fel, agent constatator. Cum face de fapt și Raluca Turcan, săraca, e disperată, mă. Zi de zi află chestii noi despre România, trăiește ca într-un film de groază. Era bine în PDL acum 10 ani, în România de azi e nasol, nu? Iad, nu alta. Uite, o chestie care v-ar putea afecta emoțional. Pe voi, nu pe Raluca Turcan. Am o singură poză cu mama, în care n-am văzut-o de 6 ani. Dumnezeule, preoți bogați și turnători, analfabete în posturi bănoase la stat, aroganți, inculți, pușefi pe la ape, pe la păduri și tot așa. Ce să, mișto țară, nu? Hai că au dat și inundațiile, că când e să fie, vorba aia, vin toate. Mă, cum naiba, mă, de fiecare dată îmi propun să iasă pozitiv măcar primul subiect din emisiune? Tot trist îmi iese.